Știți cu cine seamănă la picioare? Ia. Yeah. Rebecca. A venit o Rebecca! Să nu mai zică mie Rebecca. Leșit! Pare foarte drăguță. Rebecca, uite! Nu cred! Fată nouă. Bună, este Rebecca. Care erau șasele? Deci acum... Acum vorbeam de Rebecca și... Rebecca, îmi pare bine. Rebecca, îmi pare bine. Ce zici? Vrei fată nouă? Și tu ce stă noi aici? Ștefan, îmi par bine. Patrick. Ne pare și nouă bine, Rebecca. Rebecca, îmi par bine. De ce râdem Rebecca? Pentru că a intrat o fată nouă, iar băieții tot îi spun Rebecca. Da, te rog. Bună, Rebecca. Ziceam de acest nume, deoarece de câteva zile în urmă a intrat o fată pe nume Roberta. Ah, și noi, de fapt noi, eu, Cosmin, îi tot spune Rebecca. Și acum ai venit tu, Rebecca. M-a manifestat. Da. Ai manifestat? A dat un F? Nu, că tu ești vulnerabil la F. Ai emoții? Da, rău. Bine facem, Rebecca. Nu ne-am așteptat să vii chiar acum. Spune-ne câte ceva despre tine. Am 22 de ani, vin din Craiova. Craiova! Ei, din Craiova! Băi, ce se întâmplă, domnule? Ei, că o să vină jumătate de oraș. Mulțumesc! Cu drag. Asta e, a zis, are 22. Și toate au 22, băi, toată casa are 22 de ani. Matrix. Da. Să știi că e... Este nebunie mare. Craiova, Iași, Italia, Anglia. Da, sunt puțin emoționată. Liniștește-te. Ok, cu toții am trecut prin asta. Da. Cu ce te ocupi, Rebecca? Am lucrat și în domeniul hotelier. Ultimul meu job a fost ca supraveghetor de jocuri la un casino din Craiova. Ok. Am terminat facultatea de jurnalism și am venit aici ca să mă îndrăgostesc. Foarte frumos. Foarte bine. Cum ai luat decizia asta de a veni aici? Spontan. Ce înseamnă spontan? Am zis că, de ce nu, am văzut emisiunea, tot apărea pe TikTok și eu am început să mă uit mai des. O și știu pe o fată care e la fete, tot din Craiova, Virginia. Da? O cunoști? Sunteți prietene? Nu, suntem chiar prietene, dar ne știm din vedere. Din vedere. Da. Și am început să mă prind de emisiunea și am zis că, de ce nu? Oarecum, ți-ai dorit de mult să ajungi aici sau a fost decizie de a veni aici instantă și ți-a reușit la scurt? Nu, sincer, a fost foarte spontan. Am aplicat anul trecut. M-au chemat la interviu fizic, dar n-am putut să mă duc atunci, am avut o problemă la locul de muncă. Și acum voiam oricum să mă mut în București și am zis că de ce să nu întreb, că poate mai este disponibil. Am înțeles. Dar ăștia nu pun mă întrebarea aia. Spune-ne și nouă de ce băieți îți place. Vezi, dacă eram noi doi, imediat o dădeam. Și te-ai înscris pentru cineva sau... Chiar asta voiam să întreb. În momentul de față, Patrick și cu Ștefan nu sunt aici între noi, au plecat. I-a fost trimis în camera roșie. Bănuiesc că tu ai intrat pentru Patrick și Ștefan? Erau printre preferințele mele. N-am venit pentru cineva anume, sincer. Dar da, și ei sunt între preferințele mele. Și tu, Robert, da. Mulțumesc. Deci ai un top 3. Am un top 3, dar mi se pare că nu contează neapărat aspectul fizic. Adică pe parcurs poate să fie și altceva, cu altcineva. Că chimia psihică e mult mai importantă, după părerea mea. Ce vârstă ai, Rebecca? 22. Ai lecțiile de contact? Nu. Sau așa sunt ochii tăi? Sunt ochii mei. Foarte frumoși. Mulțumesc. Care a fost ultima ta relație sau când s-a terminat? Sau... Ultima mea relație a fost acum un an jumate. Am fost un an împreună. Cosmin, ce rețin? Nu te întreabă nimic. Așa, dar nu a fost. Dar la mine nu e corect, e a doua fată pe care eu nu o văd. Ce așteptă și eu? Nu știu, să fiu fericită, să-mi găsesc pe cineva care să mă susțină. Familia e parte, foarte importantă pentru mine. Bun. Și sper să reușesc în ce-mi doresc. Ai o relație bună cu familia ta? Da. Mă bucur. Stai în București? Nu. Da, voiam să mă mut și am zis să mai întreb ca să văd... Când s-a încheiat ultima ta relație? Acum una jumate. Acum ești în Craiova, în oraș? Și de una... Pe lângă, e la ieșire, dar tot Craiova este. De un an jumătate nu ai mai avut nicio încercare cu nimeni? Nu, am mai încercat, am zis. Am mai încercat, dar nu a fost loc de ceva serios. Cameră, dați-ne un cadru cu cel mai interesat băiat. Sau nu știu, cât e un cadru cu toți băieții pe rând. Fiecare. Dar toți râd, se simt bine acolo. Așa n-ai intrat, da, chiar. Să vedem pe ei. Vrem și noi să vedem ceva. Cum a părut? Hai să vedem la care tu l-ai întrebat doar pe Andrei ce face. Și s-a vorbit doar de tine, Andrei și Patrick. Ștefan a părut efectiv exclus.
De la ăla cu nota cea mai mare la camera roșie a apărut acum. Da, pentru că am zis, hai să vorbesc și cu Andrei, că am fost prea dură cu el și de asta. Dar de ce am vorbit cu Andrei? Cum te simți acum că nu mai ești nou? Ești vechi de acum. Simți mai bine. Și ai de... A, uite că ai o săptămână. Ai o săptămână și ești veche deja. Da. Păi noi săracele. Nu mai nici mă știe. Da, păi noi săracele. Ce tip ar de bărbați? Exact asta. Fizic, îmi plac băieții înalți. Nu am preferințe la ochii, păr sau chestii de genul, nici la fizic, adică nici slab, nici... Adică să arate bine, pe total. Mai mult mă uit la înălțime și la zâmbet. Și la... Zâmbismo. Vezi că frumusețea este relativă, depinde cum... Asta zic, după poate se pare un om mult mai interesant după ce îl cunoști. Băieți, ne auziți? Salut, deci salut. Eu vreau să întreb în primul rând, băieții, fata s-a prezentat, a zis că vrea să se mute în București. Nu sunteți atenți de lume. Minut, o treabă, stai în București. Și s-a prezentat fata care 22 de ani, după 2 minute, Andrei, câți ani ai? Stai mă, că n-am, eu n-am auzit când a zis, mamă. Fiți atenți că vorbește o fată nouă, dragilor, cu voi. Da, că tu erai aici cu urmarea pe om și nu mai auzeai, ce vorbești? Robi! Da. Păi degeaba, că nu vedem. Mă vezi? Nu! E bun, dacă nu are unde să te vadă. Bă, că ai arătat bun, nu? Ai zis tu? E bună! Da. E bună! Am văzut și eu partea aia. Robi! Fizic e bună! Bun. Deci, Robi, ar fi genul meu de femeie? Să zicem. Ok, și acum întrebăm despre mine. Care mă cunoaște puțin mai bine. Așa, care ești ok. Ce vrei? Credeți că ar fi genul meu de femeie? Nu. Nu. Nu? Nu? Mamă, ce... Ar fi și al tău. Ce tăios! Ar fi și al tău, Ștefan. În ce sens? Păi ar fi și al tău, atât. Ce mai contează în ce sens? Ar fi genul tău de femeie. Până în prezent nu avem cum să dăm un răspuns concret, deoarece o vedem doar fizic. Eu cred că în momentul de față nu există niciun bani în casă. Rebecca! Da, nu am... Da. Ai ceva întrebări să ne pui? Aș prefera să-mi puneți voi. Mie, că momentan am emoții, sunt praf. Noi nu te vedem. Ai tatuaje? Da. Unde? Două pe spate și unul pe gât. Aici sau aici? Nu, e mai finuț, e mai ascuns. A, după ureche. Ce înălțime ai, Rebecca? Ce anume? Ce înălțime ai? 1,66, nu sunt vreo înaltă. Ok. Ai părul creț? Drept brunet. Până unde? Zi stop. Puțin mai sus. A, bun, m-am dus. Nu, nici așa, puțin mai jos. Mai unde se termină bicepsul? Ceva, da, ceva de genul. Ceva de genul, da. A, până aici? Ceva de genul, da. E bine. În spate. Mamă, că vine până aici. Merge. În momentul actual porți o fustă, o rochie scurtă, lungă? O rochie albă. Albă? Da. Ca să se vadă bronzul. Cu tine. Ești bronzată, faci solar? Da. Am auzit că ești asortată cu mine. Cine a spus-o? Păi sunt îmbrăcată în alb, da. Bun. Ai vreo operație? Nu. Nici de polip? Ce anume? Nici de polip. Nu, estetic vorbind. Nu, n-am nimic. Nici acid în buze nu are. Ștefan, dar ciudat să pui atâtea întrebări. Parcă tu. Păi stai puțin, noi nu vedem absolut. Noi vedem o lumină mare. Și chiar dacă ai vedea, stai puțin. Ok, ok. În partea cealaltă e o femeie interesată de tine. Ce faci? Nenorocitule. M-am jurat lider. Și de acolo miară. Cam repede ai uitat Ștefan. Dar stai, bă, de unde știi că e interesant de el? S-a pronunțat. O secundă. Păi trebuie să punem și noi întrebări. Acum că nu vedem, poți să toci cu ochii închiși, nu e problemă. Rebecca, da. Îți place stilul meu vestimentar? Da. Mulțumesc. Mătere. Mai devreme am primit un feedback negativ. Rebecca. Că nu. Rebecca, am și o întrebare pentru tine, alta față de asta. Da. Vă, față de Patrick. Stilul meu vestimentar îți place? Da, nu am o problemă nici cu stilul tău vestimentar. Ok, hai să ne ridicăm. E în șlapime, vino, da? Băi, și tu ești în cămașă de Gucci. Merge? Da. De sus, nu jos. Da, în sus, da. Îți place, da, așa? Da. La mine e mai mult pe... El e pe alt dans, eu-s pe alea, așa? Și el e pe... La mine merge pe gestorală, pe alea. Stai, mă, că... El e pe trepor. Îți plac băieții de cartier? Da. Bun. Există un punct. Aici nu avem în casă niciun. Ia. Vreau să te întreb de cine a băgat pe noi aici. Știi tu ceva? Probabil să nu o vedeți, cum a făcut. Bă, cred că da. Și data trecută. Înseamnă că... Dar ai menționat la casting? Da. Păi da, m-am întrebat dacă am preferințe și am zis de voi doi. Na. Ok.
Mulțumim suntem din suflet. Suntem și noi frumușii? Sunteți. Ai emoții, ți-au trecut emoțiile? Mi-au mai trecut puțin, da. Ce părere ai de băieții noi, că acolo în fața ta sunt doi băieți noi pe care nu ai apucat să-i vezi? Unul lângă altul, sunt Alin și Bogdan. Da, chiar n-am apucat să-i văd. Ți se schimbă topul acum, că-i vezi? Sau preferințele? Nu neapărat. Oricum, mi-a zis că prefer băieți înalți, deci eu sunt exclus, cred că pe tocuri e cât mine sau chiar puțin mai înaltă, deci... A, bun. Și băiatul celălalt, Bogdan? Ești puternic. Da, nu? Bogdan! Da. Cum ți se pare fata nouă? Mi se pare că se aseamănă un pic cu Virginia. Deci, înseamnă că e bine pentru Virginia. E bine. Da, arată foarte bine. Mulțumesc. Fata acea nouă. Și... ai urmărit emisiunea? Sincer, în ultima perioadă am început să o urmăresc mai bine. Adică ai urmărit sezonul 3, mai exact. Da, da, da. Ok, și ce ți-a plăcut și ce ți-a displăcut la noi doi? Pentru că suntem pe ecran. Mai la el. Că pe m-am uitat la câteva episoade, nu pot să-mi dau cu părerea după cred că ți-ai făcut o săptămână. De... din punct de vedere fizic. Da, exact, adică nu pot să-ți fac. Doar fizic ne-ai ales. Da, 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 adică okay. De săptămână mă uit așa mai intens, să zicem.